Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Săptămânii Sportive. Astăzi veți putea urmări imagini de la antrenamentele campionilor de powerlifting, care, cu toate că nu au cele mai bune condiții, au adus medalii pentru țară și, în ultimul rând, pentru orașul nostru. Nu vă mai rețin și vă invit să urmăriți interviuri cu oamenii puternici și imagini de la antrenamentul lor. Ne aflăm alături de campioana europeană la junior, Carmen Pârva. Carmen, bine te-am găsit în sala de antrenament. Bine v-am găsit. Cum te simți? Foarte bine, pregătită de antrenament și tot ce trebuie. Să-mi spui, te rog frumos, cum a decurs competiția din Danemarca pentru tine? A fost destul de greu, am avut concurențe, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și antrenamente am reușit să demonstrăm că și România, deși este o țară foarte săracă, a reușit să ajungă pe cele mai înalte culmi. Ai fost fericită pentru acea performanță? Da, însă doream să am alt rezultat mult mai bun. Ce greutăți ai ridicat acolo? Am ridicat la proba genoflexiune 180, la împins 80 și la îndreptări 140. Și le-ai bătut pe toate, în sens. Da. Deși vreau la genă să fac 200, la împins 85 și la îndreptări 170, nu a reușit. Din câte mi-a spus antrenorul tău, domnul Ovidiu Pănăzan, știu că la antrenament întotdeauna performați mai bine, mai mult. Da, deoarece la concurs avem emoții și e foarte complicat. Contați și drumul, ați fost plecați pe drum, nu? A fost foarte obositor, două zile, odihnă, o noapte și pe concurs să fim fresh și să putem să ridicăm. Au fost cele mai importante medalii obținute de tine? Nu, și anul trecut am luat tot locul întâi, deci au fost tot la fel. Ce înseamnă powerlifting-ul pentru tine? Pentru mine înseamnă un mod de viață, deci dacă nu vin la antrenament, în perioada când trebuia să fiu la antrenament, simt că nu-i bine ceva și că trebuie să fac ceva în momentul ăla. Din câte știu, tu faci și haltere, nu? Da. Și am rezultate foarte bune și la haltere. Săptămâna trecută am luat locul 3 la cadeți și a fost destul de bine. Cum te înțelegi cu antrenorul de haltere? Foarte bine, deoarece este președintele Federației de Powerlifting și este antrenorul meu de powerlifting în același timp. Cum ți se pare ție ideea, să o luăm ca spectator acum, să avem o federație tocmai în Alba Iulia? Este ceva foarte important. Nimeni nu a reușit să aibă la vreun sport o federație în Alba, deși este un lucru foarte bun, da? Se putea și mai bine. Oarce nu avem suficiente fonduri pentru sportivi, deplasările trebuie să ne le plătim noi și este foarte greu. Nu pot părinții să ne susțină tot timpul. În fine, salariile nu sunt cum sunt, criză, tot ce trebuie. Ce urmează în viitor pentru tine? Păi, Cupa României, la powerlifting, la haltere, după aceea campionatul mondial. Foarte multe competiții care o să fie foarte grele. Spune-mi, te rog, și despre recordul tău, care este? Recordul meu, 190 la genoflexiuni, 85 la împins și 170 la îndreptări. Ești mulțumită? Se poate mai bine? Da, se poate și mai bine. La anul vreau la europene să depășesc recordul european, 235 genu. La îndreptări nu am nicio șansă, la împins nu știu încă. De eu vreau la genu să-l depășesc. Am promis antrenorilor. Ești campioană europeană. Ce altceva mai faci tu în timpul liber, dacă ai, în afară de powerlifting? Ce-ți place? Mai fac și handball din când în când. Am făcut 5 ani de handball înainte să fac powerlifting. Deci o altă pasiune de-a mea. Citesc, școală, pe acasă, treburi, muncă. Stau la țară și am foarte mult de muncă, antrenamente. Fiecare zi fac naveta 60 de kilometri. Foarte greu. Însă mă descurc. Ce poziție jucai când jucai amat? Interstânga și portar. Și recent am fost la Cupa Liceelor la handball și am spus că să merg la liceul sportiv la Sebeș, că sunt foarte bună. Și? Talentată. Păi nu renunț la powerlifting așa ușor. Pe viitor, dacă o să renunț, o să văd ce să fac, poate să merg. Ce alte sporturi îți mai plac? Tenis, volei și cam atât. Fotbal? Fotbal nu. Faceți un experiment, uitați-vă la un meci de fotbal și puneți televizorul pe mut, deci nu are rost. Să încerc. Este un sport unde doar bani și rezultate nu. Plictisitor? Foarte plictisitor. Prieten ai? Nu, nu întinde așa ceva și nici de distracție prea mult, deoarece trebuie să ne odihnim ca să fim pregătiți pentru antrenamente tot timpul. Hai să te mai întreb ceva, ești de acord cu dopajul, mai ales când sportul acesta se mai practică? Nu sunt de acord.
dacă vrei să faci un rezultat și nu poți să-l faci, păi tragi de tine până ajungi să-l faci, n-are rost să te dopezi. Orice organismul tău o să sufere din cauza asta. Și nici țigări, nici alcool, nici nimic. Și spune-mi, te rog, ce ai simțit în momentul când imnul s-a cântat în Danemarca? Și nu numai. M-am simțit foarte bine. Eram foarte emoționată și în momentul acela m-am gândit că România, deși este o țară cum este, a reușit eu să fac să cânte imnul și pentru noi la sportul ăsta. Sunt singura din România care a cântat imnul pentru la sportul ăsta. Și a doua oară. Dacă ar fi copii sau de ce nu tineri să se apuce, ar dori să se apuce de acest sport, ce sfaturi le-ai da? Să se țină de antrenament, să nu își ocupe timpul cu alte lucruri, să vină doar să facă sport. O să fie o plăcere când încep să descoperi tainele acestui sport. Carmen, îți mulțumesc mult și îți urez multă baftă pe viitor. Mulțumesc! Îl avem alături de noi pe juniorul clubului Zamolxis, Laurențiu Avram, care este obținut locul 4 la campionatele europene din Danemarca. Laurențiu, bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Cum este la antrenament? La antrenament pot să zic că acum după campionatul european e bine, trebuie să iau așa ușor ca să-mi recuperez forțele. Pot să zic că merge bine, pot să zic că merge mai bine ca la campionatul european. Cum a fost? Cum a fost acolo? Pentru prima mea ieșire la un campionat european pot să zic că a fost destul de bine. Cel puțin nu mi-a ieșit ca și cum am vrut. În antrenamente am făcut cu 20-30 de kg mai mult, acolo a fost drumul, a fost oboseala. A trebuit să slăbesc, am fost, da, pentru mine pot să zic că e foarte ok. Pot să zic că prima ieșire din 8 participanți la locul 4, îmi zic că este super ok. Pot să te felicit pentru chestia. Vă mulțumesc. Ce greu te-ai ridicat? La proba de genoflexiuni 165 de kg, l-am împins din culcat 112,5 și la îndreptări am rămas cu 200. Ultima încercare am 207, dar din păcate nu mi-a ieșit. La antrenamente mi-a mers 220, asta este. Cum este o competiție din afară în comparație cu o competiție de la noi din țară? Este o diferență foarte mare, deci diferență cum e aici un campionat național, să zic, la Râmnicu Vâlcea sau la Timișoara sau față de campionat european în Danemarca, unde e o diferență când intri în casa la de încălzire, vedeți acolo e trupa nemțească, acolo e Austria, acolo e o diferență foarte mare. Inspecția echipamentului, cântar oficial, mai ales când intri pe scenă, vezi acolo trei arbitri europeni, toți sunt cu ochii pe tine, se uită, o făcut bine, nu o făcut bine și diferență foarte mare. Ești, nu ești chiar în largul tău la un campionat național, că știi că acolo suporterii tăi, acolo e diferență foarte mare. Dar trebuie să te obișnuiești și cu asta. Ce înseamnă powerlifting-ul pentru tine? Pentru mine powerlifting pot să zic că de când îl practic este viața mea. Pot să zic sincer, îl iubesc. Deci îmi place că un sport, cum să zic, pentru o singură persoană te dovedește pe tine. Nu trebuie să depinzi de nimeni că nu am câștigat, că a fost el de vină. Ești tu singur, deci îți depășești limitele și mie îmi place să îmi depășesc limite. Că știu că n-am putut, mă motivez să o pot face. Nu depind de nimeni și mai ales când ai antrenorii ca Ovidiu Pănăza și frății Ion, zic că numai să ai în cap să faci și poți să faci. De când practici acest sport și cum ai început? Practic de un an jumate, să zic așa, și mi-a venit într-o iarnă. Am zis că iarna ce să fac, nu am ce face și am zis că să vin la powerlifting. Și am început să fac genoflexiuni, îndreptări și am început să-mi placă. Am văzut că văd că merge, mă lăudau și antrenorii și am văzut că merge. Prima dată când mi-a zis frățilă, mi-a zis că dacă vreau să particip la un campionat de cadeți, mi-a venit așa, wow, să particip la primul campionat, după o lună jumate. Și la primul campionat am luat locul întâi. Și de atunci m-am motivat chestia asta, locul întâi, și am vrut tot locul întâi. Și de atunci numai locul întâi am luat într-un an jumate. Care este palmaresul tău până acum? Pot să zic că 3 open-uri, adică campion absolut la cadeți, la juniori și la copii până 16 ani. La campionatul național de seniori locul 2. Campionatul național de junior de anul trecut, locul întâi la orice prob, fiecare probă. Și pot să zic că numai locul întâi. Am avut în total, în 32 de medale, am, o să zic sincer, 3 de argint și 2 de bronz. Restul toate de aur. Și cea mai importantă competiție la care ai participat a fost?
cea mai campionat național sau... A fost pentru mine, a fost cel mai important, a fost campionatul european acum în Danemarca, dar pentru rezultatele cele mai bune a fost campionatul de cadeți, care s-a desfășurat în februarie la Galda de Jos. Acolo am ridicat, mi-am depășit recordul propriu. Acum vreau să te întreb care este recordul tău. Recordul meu este la îndreptări de 220 de kg, reușite corect, la genoflexiuni 200 de kg și la împins din culcat 130. Se poate și mai bine? Se poate mult mai bine, mai ales acum că mă pregătesc pentru campionatul mondial de junior din Polonia din august și pot să zic că după cum se ocupă antrenorul meu de mine, pot să zic că se poate mult mai bine. Și vreau să dovedesc că pot mult mai mult decât am făcut acum la junior. Întrebat-o și pe Carmen, colega ta de aici din sală, dacă ar fi să se apuce un copil sau cineva tânăr de acest sport, ce sfaturi le-ai da? Deci da, dacă îi place să fie, să se bazeze pe el, să unde bazeze nimeni, eu zic să se apuce pentru oricine îi place, să depindă de el. Eu zic că se apuce. La început o să fie un pic de dureri musculare, ca la orice sport. Dar nu trebuie să se lase influențat de asta. Trebuie să se apuce să vrea mai mult. Mai ales dacă ar participa la un concurs și vede că el a putut face mai mult și el nu poate, să motivează și face mai mult. Bine, dacă îi place. Dacă nu îi place, se lasă, se apucă de altceva. Eu zic că aș recomanda la mulți băieți, a recomanda acest sport. Este un sport de forță, decât să-și arate forța să bată cu altcineva sau să meargă să consume alcool sau ceva, în bine vine aici și arată forța la genoflexiuni sau la împins, și arată forța în competiție, nu pe stradă sau altceva. Laurențiu, îți mulțumesc mult pentru interviul acordat nouă și îți doresc să ai cât mai multe chile ridicate. Vă mulțumesc și eu. Îl avem alături de noi pe nimeni altul decât îndrumătorul acestor juniori care au vorbit cu noi, Adina Ori, care este și secretarul general al Federației Române de Powerlifting și antrenorul tuturor sportivilor din această sală, pe domnul Ovidiu Pănăzan. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la noi! În afară de calitățile de care ați pomenit, aș vrea să pomenesc și eu de calitatea mea de sportiv. Cea care pentru mine e cea mai importantă dintre toate. Am omis-o. Deci sunt încă sportiv activ, după cum se vede, vorbesc destul de greu, sunt în timpul antrenamentului, deci e clar că mă și antrenez pe mine. Domnule Pănăzan, să o luăm cu începutul, ce înseamnă powerlifting-ul ca termen și apoi ce înseamnă pentru noi? Powerlifting-ul înseamnă, de fapt, este cel mai reprezentativ sport de forță, sportul care, în care, să zicem, calitatea musculară, forță, este evaluată în competițiile noastre. Niciun alt sport nu se poate lăuda că se ocupă cu latura forță, să zic așa. Probele de competiție, genoflexiuni, împins din culcat și îndreptări, sunt cele mai practicate probe în pregătirea oricărei ramuri de sport, în pregătirea fizică. Deci cei de la... Era să zic fotbal, dar nu o să zic. Cei de la box, handbal, judo, lupte, practică aceste exerciții în perioada de pregătire fizică. Pe de altă parte, aceste exerciții angrenează cele mai mari grupe musculare în efortul de ridicare a greutății. De aceea, powerlifting este cel mai reprezentativ sport de forță. Iar, dintr-un alt punct de vedere sentimental, pentru mine powerlifting înseamnă totul. De când ați început să-l practic? Mi-am uitat de când am început să-l practic, dar în orice caz, dinainte de 89, am luat contact cu acest sport. Știam despre el, știam ce înseamnă, chiar îl practicam și de foarte mult timp. Necesită mult timp practicarea acestui sport? Timp pentru antrenamente este necesar foarte puțin. Să zicem, într-o medie, o oră pe zi, 4 zile pe săptămână. Dar practicarea acestui sport nu înseamnă numai antrenamentul din sală. Înseamnă și refacerea de acasă, înseamnă și alimentație, înseamnă și vitaminizare. Deci, practic, îți ia mult din timp ca să practici la nivel de mare performanță powerlifting. Nu e așa simplu. Vin la sală o oră, fac niște exerciții, merg acasă și ridic foarte mult. Nu, asta e pentru amatori. Multă lume spune că nu trebuie să ai o capacitate intelectuală destul de mare să practici acest sport. Eu îi contrazic din punct de vedere al spectatorului. Aș vrea să aflu și părerea dumneavoastră. E clar, nu e nevoie neapărat de capacitate intelectuală foarte mare ca să practici acest sport. Se vede și în politică. Nu e neapărat necesar să fii foarte deștept ca să ajungi în vârf.
Dar totuși, noi punem foarte, foarte mare accent pe capacitatea intelectuală a sportivilor, pentru că gândiți-vă cum ar arăta un om foarte puternic și foarte prost. Și de aceea noi încercăm și cu sportivii să îi îndrumăm să nu meargă la școală degeaba. Pentru că e clar că un om foarte puternic și și isteț e una și un om puternic și prost e aproape clasic. Cum se împacă viața dumneavoastră între powerlifting și federație, powerlifting și antrenor? Între viața de secretar general, antrenor și sportiv, între aceste lucruri se împacă bine. Se împacă mai greu cu activitățile celelalte pe care sunt nevoit să le fac pentru a putea să mă întrețin, pentru că, după cum bine știți, din ramura de sport powerlifting nu putem să ne întreținem o familie, nu putem să ne întreținem pe noi, nici măcar să ne cumpărăm suplimente și echipamente de care avem nevoie. Deci e clar că trebuie să mai prestez și alte activități. Și asta complică mult lucrurile în ceea ce privește marea performanță la mine ca și sportiv, mă refer. În rest, nu afectează cu nimic. Dar e clar că dacă nu aș mai face și alte lucruri extra sportive, nivelul de performanță ar fi și mai mare. Este greu să conduceți, bine, sunteți secretar general, dar conduceți și dumneavoastră federația, este greu? Este greu în condițiile în care ești lovit din toate părțile în ceea ce privește finanțarea, în momentul în care ți se închid multe uși în nas, ți se deschid uși pe care nu te-ai fi așteptat să ți se deschidă, în special de la persoane fizice, din tot felul de locuri. Vă dau un exemplu sau două. Primăria Timișoara, Primăria Bacău. Noi, bineînțeles, suntem Federație Sportivă Națională cu sediul în Alba Iulia și este firesc să fim sprijiniți de Primăria Timișoara și Primăria Bacău, pentru că suntem Federație Națională. Pe lângă aceste instituții, mai există și societăți comerciale din Alba Iulia. Nu o să le dau numele neapărat, dar vă spun că este vorba de o corporație din Roșia Montană și de un producător de pal din Sebeș. V-am dat câteva exemple, în afară de aceștia mai sunt și alte persoane fizice care ne-au sprijinit permanent. Fără ajutorul lor nu puteam să realizăm ce am realizat, nu puteam să participăm la competiții sau chiar dacă participam la competiții, participam cu un lot foarte mic și ne limitam șansele, de exemplu, la concursul pe echipe. Vă dați seama, la concursul de fete, la juniori, fetele au fost ajutate, Carmen Pârva de Primăria Zladna, celelalte fete din Bacău de Primăria Bacău, am reușit să mergem cu mai mulți sportivi și am reușit să ocupăm locul 2 pe echipe. Dacă nu ar fi existat sprijinul acesta, numai din fondurile pe care le-am primit până acum, sperăm să se schimbe lucrurile, dar fondurile care am primit până acum erau insuficiente în ceea ce privește calendarul sportiv internațional. Sunt zero aproape aceste fonduri pe calendar internațional. Și fiecare competiție, pe lângă antrenament și pe lângă știu eu ce alte formalități mai sunt, mai are în spate și o luptă mai grea decât antrenamentul cu instituțiile, să încercăm să facem rost de finanțări. Am putea să stăm și acasă, că e simplu să nu faci nimica, dar noi nu ne-am propus asta. Cum v-a venit această idee să înființați federația tocmai într-un oraș mic, să spunem așa, în Alvești? Ideea mi-a venit de mult și mai ales împreună cu domnul Ioan Frățilă, care la rândul lui la fel, ideea a avut-o de mult. Nu ne-am întâlnit, în momentul în care ne-am întâlnit, împreună am reușit să construim această federație, fără niciun fel de sprijin, doar cu, prin munca noastră. După bătălii foarte, foarte grele, după ani de zile în care a fost foarte, foarte greu să demonstrăm că trebuie să se aplice legea, foarte, foarte greu, nici acum nu-mi imaginez cum, dar am reușit. Să revenim la sport. Sunteți mulțumit de sportivii pe care aveți în sală? Sunt mulțumit de ei. Pot să zic că sunt foarte mulțumit. Cum să nu fii mulțumit când ai un sportiv care ia 4 medalii de aur, un sportiv care ajunge la băieți pe locul 4 la bătălie pentru medalii și doar conjunctura și ghinionul au făcut să piardă aceste medalii? E clar că sunt foarte mulțumit. Nu pot să zic. Dacă toți ar fi ca și sportivii, după cum am discutat mai înainte, lucrurile ar fi mult mai departe decât sunt acum. Sportivii sunt
în regulă, sunt pasionați de acest sport, își doresc mult, să vedem dacă o să fie resurse să continue. Eu sper să fie. Ați reușit într-un timp relativ scurt să aduceți Federația Română de Powerlifting pe un loc 8 național și clubul pe care dumneavoastră l-ați învințat pe locul 3 după Steaua și Dinamo. Cum comentați acest lucru? După doar 2 ani de la înființare am reușit să ducem Federația Română de Powerlifting pe locul 8. Înaintea noastră sunt federații care au bugete de 1000 de ori mai mare decât îl avem noi. Vă spun fără nicio exagerare, deci cifra, bugetul nostru, ori 1000. Federații care au 80-100 de ani vechime, la fel, în cazul cluburilor sportive, am reușit să ocupăm 2 ani la rând, deci ultimii 2 ani, în clasamentul oficial al Ministerului Sportului, să ocupăm locul 3 după Dinamo și Steaua. Clasamentul acesta nu l-am făcut noi, l-a făcut Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, există în evidențele lor, în... Ce să vă mai spun, vă dau un exemplu. Următorul club din județul Alba clasat după noi, pe locul, nu știu, 60 ceva, 30 ceva, după locul 20 încolo, nu ne-am mai uitat că era plictisitor. Era Club Unirea, condus de Marius Angel la vremea respectivă și de încă un director, Nicula, nu mai știu cum îl cheamă. Erau pe 60, finanțările erau incredibil de mari în zona lor, iar Clubul Sportiv Samolsi s-a finanțat din chestii de genul 2% pentru SPO, pentru ONC-uri și lucruri de genul ăsta, mărunte. Dar a reușit totuși o performanță deosebită. Acest lucru a condus și la clasarea județului Alba în primele 3 județe din țară, din punct de vedere a punctajului sportiv, pe toate ramurile de sport, după București și Constanța. Nu știu dacă s-ar putea ca autoritățile locale nici să nu știe că sunt pe locul 3 în țară la capitolul sport, dar poate cu această ocazie află și ei. Care sunt cele mai mari performanțe obținute dumneavoastră ca sportiv? Ca sportiv am reușit să obțin luna trecută în Ucraina locul 4 la campionatul european de seniori. Acolo lucrurile sunt un pic mai complicate la seniori, dar să vedem. Acum urmează să participăm la campionatul european de la proba de împins din culcat în Italia. O să participăm din Alba Iulia, Oțoiu, Lucian și cu mine. Și din Timișoara încă 2 sportivi și să vedem. Acolo e extrem de greu să obții, să intri în primii 10. E foarte, foarte greu. Gândiți-vă că proba de împins din culcat este practicată de sute de milioane de oameni numai în Europa. Nu exagerez deloc. Dacă mergem în Alba Iulia, în toate sălile de sport, toți practică această probă și este proba la care se compară toți în ceea ce privește forța musculară. De aceea este extrem, extrem de greu să intri și în primii 10. Vă mai spun încă un lucru. Ați văzut aici oameni care ridică greutăți mari. Noi nu facem lucrurile astea, adică vreau să înțelegeți exact despre ceea ce facem noi. Sportivii aceștia se supun controlelor antidoping. Noi la fiecare competiție internațională efectuăm controle antidoping, la competiții naționale, controle inopinate. Nu este vorba de niște macarale care ridică indiferent cum niște greutăți. Lucrurile sunt foarte clare, deci 220, 30, 40 de kilograme cât ridicăm noi, sunt ridicate în condiții de test doping, nu în orice condiții. Fiind totuși un sport, implică și un regim alimentar, un regim de viață? Implică un regim alimentar deosebit și o gamă foarte, foarte largă de vitamine și de suplimente nutritive. Nu poți să ajungi să ridici greutăți extrem de mari numai din pâine și slănină, cum facem noi, că fiind tot timpul având de ales între a participa la competiții și a ne lua niște suplimente sau niște echipamente, noi întotdeauna alegem participare la competiții internaționale și bani pentru suplimente rămân mult mai puțin decât ar fi necesar. Sunteți și mândri? Da, sigur că da, nu ne plângem pe chestia asta, adică e clar că avem un dezavantaj. E clar că dacă am putea să facem exact ceea ce știm că avem de făcut, performanța ar fi mult mai mare. Sau nu neapărat mult mai mare, dar mult mai mare în ce sens? 2-3 kg în plus ridicate la un campionat european înseamnă diferența dintre locul 2 și locul 5, să zicem. Deci de asta e foarte important. Nu este de neglijat. Unii înțeleg că ce contează dacă ridici 222 sau 225. Contează extrem de mult. Poate fi diferența dintre primul loc și locul 7-8. Ce planuri de viitor aveți cu sportivi și pe plan personal? Păi, așa, în câteva cuvinte, să rupem tot.
vrem să participăm la toate competițiile internaționale, vrem să mai participăm și la campionate mondiale, vrem să reușim într-un final să obținem o sală în care să ne desfășurăm activitatea, o sală de sport pe care să o putem noi să o, știu eu, să o modernizăm și să o transformăm într-o sală de pregătire pentru powerlifting. Eu sunt convins că cei de la handball sau de la basket nu poate să facă antrenament în sala aceasta. Tot așa și noi avem nevoie de o sală specializată. Am făcut demersuri până acum, am reușit să obținem totuși niște răspunsuri negative. E mai mult decât nimica. Dar acum sperăm să îi convingem că e în interesul comunității să primim sala respectivă. Acum, pe final, ne spune și nou personal bestul dumneavoastră, dacă se poate. Pot să vă spun rezultatul cel mai bun, dar nu rezultatul cel mai bun din sală. Am reușit 250 de kilograme la 83 de kilograme, dar nu în condiții de concurs. Nu vreau să mă laud cu așa ceva. Deci am reușit să fac, l-am împins din culcat, 250 de kilograme. Dar nu execuții super monitorizate și arbitrate și... Contează foarte mult și greutatea corporală, normal, și dar sper să reușesc să fac rezultatul ăsta într-o competiție. Domnule Ovidiu Pănăzan, eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa în emisiunea Săptămâna Sportivă și să vă urez multă baftă la concursuri și să aveți un soare pe strada federației. Și eu vă mulțumesc mult, deja a răsărit soarele, noi îl vedem. Și suntem convinși că o să ne realizăm tot ce ne-am propus, indiferent de orice opoziții sau știu eu, suntem siguri că vom reuși. Nu avem nicio emoție. Să fie. Doamne ajută! Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Cu noi surprize din sport, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Pe curând!